Ok, salutare la toată lumea, numele meu este Luca și data asta vreau să fac o simulare pe FTS și mai exact Cfr Cluj Vs Slavia Praha, dacă tot au meci în Champions League, în play-off-ul Champions League-ului mai exact. Haideți să facem o simulare. Frumos, elegant cât de cât. Și o să jucăm cu CFR-ul primul meci și al doilea meci o să-l jucăm cu Slavia Praha, să fie egal. Și vedem cine câștigă. Frumos aici. Frumos aici. Cred că erau Omrani, da, erau Omrani. Frumos, pe un, frumos. Este o greșeală foarte mare. Dar se redesează frumos aici, frumos, pază la Stoci, nu știu cum să-i spun acel nume, Omrani, frumos, frumos, pasă la Tsugudian, 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 out, este out pentru CFR, frumos, Culio, hai mă, nu te cred. Și voiam să dau pasă. Deac frumos, mamă, deac. Frumos pe un. Frumos pe un. Ah, dar apără portarul. Aoleo. Nu, nu, Culio, hai, Omrani, Omrani, hai, Omrani, ia mingea, nu te cred, Omrani, frumos, deac, ah, Van Buren, frumos, pe un, frumos, elegant cât de cât, frumos, Djokovic, pasează la Bordeanu, Bordeanu, frumos, ah, n-am putut, n-am avut cum. Frumos. Deac. Aoleo. Aoleo, Omrani. Și am încercat să mai fac meciul ăsta odată, dar din greșeală l-am pus pe un minut și aveam foarte puține minute de episod și am zis, bă, mai bine nu. Adică erau așa de puține minute, de zici că era rezumat meciul, deci, da. Frumos, deac. Omrani, frumos, pasează la Tsugudian. Nu te cred, Tsugudian, nici m-au prins, că nu merea cu viteza luminii. Acum e la noi. Ok. Frumos. Offside la Tsugudian, bă. Prima oară când jocul ăsta dă un offside, care chiar era offside, adică... Eu am primit, eu de mai multe ori primisem offside când nu era offside și chestii de genul. Hai, Djokovic, Djokovic, frumos, elegant cât de cât, pasează în spate la păun, Djokovic, pasează la Omrani, oh, Tsugudian, pasează la Omrani, Omrani. Mamă, ce fază periculoasă, dar... Momentan niciun gol. Tsugudian, gol! De fapt e Deac, gol, golazo. Hai să ne uităm din nou la fază. Frumos, dar ce, cum a făcut aici frumos, Deac pasează la, cred că Djokovic, la Djokovic, pe Djokovic pasează înapoi și pe aia dă un șut. Ia uitați-vă, din afara careului. Frumos și bară gol, frumos, elegant cât de cât. 1-0 înainte de pauză. Frumos, Djokovic. Mamă. Ok, și ca schimbări n-am ce schimbări să fac. Nu știu, să-l băgăm pe Cristi Mania în locul lui.
Camora, hai să-l băgăm. Așa, frumos. În rest nu prea avem ce să facem. Frumos, Sucudean. Pasează la, la Culio. Nu știu cine apasă la Culio. Omrania apasă la Culio. Frumos. Hai, Omrani. Ia mingea, dar este deposedat frumos. Opa, Van Buren. Ok, și este roșu. Este cartonaș roșu la Mureșan. Dar nu este penalti, deci n-ar trebui să... Să ne... Doar foarte tare acest foul și acest roșu. A, ce? Ok. Fault. Frumos, deac, frumos. Deac, deac, deac. Mă, dar jucătorii celor de la Slavia Praga parcă aleargă mai rapid decât cei de la Cfr, da? O, frumos, Omrani. Omrani, Omrani. Nani? Bă, am văzut o centrare, că am scăpat prin mingea. Ok. Frumos, ăla cred că era Bordeanu. Ok, se pare că portarul a ținut, arbitrul a ținut cu ei, le-au dat pasă. Djokovic, șut pe poartă, dar ratează, da, și corner. Nu-i corner, doamne, aut de poartă. Și minutul 66. Să ne bucurăm încă, Slavia Praga încă mai poate egala în orice minut și în orice secundă. Hai, mă. Nu te cred, bară. Da, gol! Gol, Țucudean! Nu a fost golaț, dar... a fost gol. Frumos, elegant cât de cât. Și este 2-0 pentru cei de la CFR. Frumos aici, este minutul 76, nu mai au șanse de egalat în acest meci. Poate în următorul meci, poate mai au vreo șansă. Of, Gioco... Ah, Djokovic. Deac, frumos, deac. Ok, dacă era pe poartă, cred că ar fi putut să fie gol. Dar n-a fost. Și minutul 85. Gata, gata, deja. Nu mai au cum să egaleze. Dar hai, poate mai dăm noi un gol. Țucudean, frumos. Nu, nu mai avem cum. În ultimul minut n-avem cum. Da, vedeți. Și omul meciului este Deac pentru cei de la CFR. Omul, nu știu dacă au avut și omul meciului, nu cred. Că știam că și pentru omul al meciului, cred că e și pentru... Nu, nu. Am crezut greșit. Nu, nu, nu. Și salvări, hai să vedem. Portarul celor de la Slavia Praha a apărat 6 mingi și portarul nostru a apărat 0. Ok, nu i-am lăsat să șuteze pe poartă. Ok, deci sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați voi acolo un like, share și subscribe și noi ne vedem data viitoare. Ciao, ciao!